Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Dacă ar câștiga la loterie 100 de milioane de lei, românii ar păstra pentru ei înșiși doar 32%, iar restul banilor i-ar împărți către familie, copii sau ar face donații, arată un sondaj dezvoltat de o platformă de cercetare de piață pe nume Frappe Digital sau Frapp Digital, citată de Economedia. Mie îmi plac de mor sondajele astea. Când te întreabă ce ar fi dacă ar fi să câștigi tu la loto, dar nu așa, adică 100 de milioane de lei înseamnă 20 de milioane de euro. Nu un milion, nu un milion de euro să te încurci. Da, da, da. 20 ori 5, da. Asta ar însemna, știi? Nu un milion de euro să te încurce, nu știi ce să faci, îți cumperi o mașină, două case și după aceea descoperi că ai cheltuieli prea mari, ai dat faliment și regreți, nu știu. Frate, 20 de milioane de euro. Ce zici, mă, Luca? Îi donezi normal. Da, exact. Și pe toți îi dau. Și, deci, asta e. Doar o treime spun că ar păstra banii. Ca să nu pare chiar ipocrizi. Deci, complet, știi? Te întreabă ăla. Ce ai face dacă ai câștiga 100 de milioane de lei? Hai, domne, fac donații, dau la copii, nu... Aș trage pe dreapta un milion, să nu zic că n-am fost și milionar, restul, da. Și restul aș da la societate, nu în familie. Da. Dar altfel este un exercițiu interesant. Dacă ai avea brusc, ți-ar cădea din cer. E un exercițiu interesant și de educație financiară și de cum își vede fiecare viața. Dacă ai avea brusc niște bani care ți-ar pica din cer. Așa mulți? Face cu așa ei? Mulți sau în da, general mulți. Niște bani? Niște bani. Cât crezi tu că ar fi mult 20 de milioane, tine? Ai zis bine, 20 de milioane da. De euro. Da, e o sumă rezonabilă. E rezonabil, da. Deci, rezonabil 20 de milioane de euro. Nu mă încurcă. Da. Ce ai face ca să nu devii sărac? Știi? Să nu până la sfârșitul vieții. Să rămâi bogat până la sfârșitul vieții. Da. Cum ai gestiona acești bani? Păi nu i-aș cheltui. Mm-hmm. Practic. Păi și atunci, care ar fi ideea? De ce mai ai nevoie de ei? Adică dacă... Ca să nu mai am niciun stres. Ce? Eu am stres o viață... pentru ce? Am o existență simplă. Mm-hmm. Nu ți-ai schimbat mașina? Ba da. Asta ar fi primul pas. Primul lucru, aș schimba mașina. Mi-aș lua o mașină de ultimă generație, de asta cu calculator. Așa? Păi seama cât suferă, acum ne zice mică, la ce suferă el. Clasă, bă, eu vă spun, da, mă, da. Deci ce mi-aș lua mâine. Ți-ai lua un Maybach Mini, ți-ai lua. Nu, tati, nu, eu nu dau doi bani pe asta. Motor elțica mică. Japoneză de-a mea, da. Mică. Da, dar să aibă calculator. Astea noi hibride costă circa 30.000 euro. Da. Ceea ce păi, 30.000 din 20 de milioane e ok. Nici dacă și-avea tulburări de comportament. Dar atunci... aș lua-o. Asta. Vezi, începe treaba. Deci brusc descoperi că dacă ești ai atâția bani, poți să începi să cheltuiești mai mult, nu? O casă ți-ai luat? Nu. Ai rămâne acolo la tine în bloc? Să, da. Cu reflectoarele de la vecini? Cu reflectoarele, da. Bine, da maxim niște jaluzele și-ar da. Schimba jaluzelele? Poate mi-o spune, da? Așa. Le-aș trage pe dreapta copiilor niște bani, dar nici prea mulți, ca să nu le pățească darea nenorocire. Ai văzut miliardarii, că nu le dau bani mulți pe mână, ca să nu-i... Așa și tu. Cât un milionaș. Le-aș pune în deci contul. Două s-ar duce la băieți. Două la băieți, 30.000 pe mașină. Da. Oana? Și restul... Îi gestionează Oana. Oana un lănțișor. O poșetiță. Un pantofior. Și restul 18. Da. 18 milioane. Am două bani. Mai multe bănci ca să nu pățesc vreun faliment, vreo tragedie. Da. Și din când în când mai dau câte 20.000 de euro la Europa FM aici. Adevărat. Să-mi iau zile libere să mă mai duc în vacanțe. Ești complet terminat. Și cu voi vin de 3-4 ori pe săptămână. Nu promit că mai vin chiar 5 din 5. Că mai stau seara mai târziu. Dar vin. Asta că vineri vine DJ Little și da, vii dimineața să faci sportul sau... Nu mă vin cu voi ca până acum. Nu se schimbă nimic. Dar știri din sport, mountain bike, asta mai prezint? Tot. Deci, practic, vii, redactezi. Dar la banii ăștia nu-ți angajezi un negru, un sclav să-ți facă el... Mă scuzați. Nu mi-am găsit nimic pentru că îmi place mie. Eu fac de plăcere. Știi că eu la Europa FM nu mai sunt redactor sportiv? Dar ce, șef? Sunt aici cu voi în emisiune. Nu ești șef la sport? Tu? Sunt șeful, propriul meu șef la sport. Aia a rămas, o fac din partea casei. E pasiune? Serios. Știrile din sport la Europa FM astea de... Mă critică ăștia că nu dau... Mai știu eu ce, ping-pong? Mountain bike? Așa. Deci la bancă sunt pro bono. Deci, e plăcerea mea să vă dau în continuare știri sportive cum am făcut de o viață. Deci, practic, și milionar fiind, ai pune banii la bancă și cât e depozitul la, cât dar e dobânda? Nu mă interesează. La... Pentru că pe mine nu mă interesează banii, pe mine mă interesează liniștea. Aha. Eu vreau să stau liniștit. Deci, să am de un să...
ai fi pensionar, îți dai seama, tu te, s-ar afla. Tot la cumpărături la 10 m-aș duce de aici. Ați. Ai sta în piață la tine, acolo, la obor, te-aș da pe băncuță cu restul pensionarilor. Tu ai fi cel mai tânăr pensionar. Nu, nu, s-ar afla. Da. Ăsta are 18 milioane de euro. Da. Al lui Bichitros, a dat numai 2 milioane la copii. El a păstrat, e posibil așa ceva. Și te-ar bate toți la cap. Șeful, nu dai și tu un mic. Șeful, nu dai. Acolo cred că începe să devină obositoare lucrarea. Da. Deci, acolo cred că e nasol. Te insingura, da, cum ar veni. Vezi ce nasol e să câștigi bani. Brusc, oamenii stau. Ar părăsi fanii din obor. Mai bine ni-ai dat nouă, că avem noi grijă de ei, din când în când îți dăm de ce ai nevoie, dacă asta, tot n-ai nevoie. Asta voiam să remarc. Vezi, la noi nu s-a gândit să zică, băi, uite, v-aș da și vouă. Sunteți ca și fiii mei, v-aș da și vouă un milion. Am zis că facem un exercițiu sincer. Da. Păi de asta, nu, păi, asta nu mă îngrijorează. Vă dau o serie de mici. Băi, eu v-aș dona. Adică dacă aș câștiga, dacă pleacă-mă aș primi. Serios, serios, frate. Ia mai zi o dată să te filmez. Mă, dacă se pune cazul, dacă așa ar fi să fie, da, ceva, ceva ar fi acolo. Și Luca l-aș ajuta să-și ia mașina visurilor lui de 10.000 de euro. 30. 30, ai mașina visurilor tale cu calculator. Să aibă calculator culoare, să fie ceva liliachiu. Toate alea frânează singură, porniște buton. Tu nu mă dormi. De cu spatele. Da. Vrea cineva să vorbim despre asta? 0372069599. Frate, ce faci cu banii dacă ești? Cum faci să nu sărăcești până la sfârșitul vieții? Să rămâi bogat. Să nu e razna. Să nu e razna. Cui s-a întâmplat? Deci, cine a câștigat 20 de milioane de euro la loterie, să ne sune. Nu sună. Dar și nu sună. Până vă hotărâți ce faceți cu banii. Uite, început să sune. Fii atent. Hai să vă povestesc o scenă. Stai puțin, mă, să cerem telefoane și mesaje. Deci, 037 și mesaje. Vlad insistă. 07283132. Cum faci să rămâi bogat până la sfârșitul vieții, dacă dă norocul peste tine? Necheltuind, v-am mai spus, dar uite, sunt curios dacă aveți și alte idei. Ieri a zis la o scenă, un cetățean parca mașina. Da. La tine, ghidată, ghidată la tine o doamnă, la mine în sector. Înțeleg că aveți trotuare pătrate acum la, da, acolo. Și avea un bloc de vreo 11 metri lungime. Da. Și domnul încerca să aducă mașina, o limuzină nemțească, da, de lux, aproape de bordură. Da. Și parca la circa un metru din prima parcat. Am remarcat că are lămâi în geam. Păi să nu julească, doamna, să nu julească jantele. Doamna îl ghida. Era, dă-i, vai de mine. Da. Hai, dă-i, dă-i, dă-i. Și ia, dă-i, nu e bine, mai dă-i odată. Și se ducea în față și o dădea, o dădea la 55 la de centimetri de bordură, înțelegi? Și doamna face, întoarce roțile! Întoarce roțile! Și la un moment dat zic că să-l ajut. Nu zice că el mă ajută pe mine? Cum adică zic? Deci e mașina mea, eu sunt începătoare și el zice, acum mă ajută să parchez. Zic, și el ce are? Păi, nu prea, și el are de un an. Încă nu erau niște tine. Știi? Și nu te-ai oferit, n-ai sărit tu în mașină, hai că n-am mă parchez să, eu. Era, jigneam omul, a ajutat pe doamnă, mă duceam să-l ajut pe dânsul, era pe dos. Bine, care e legătura cu loteria? Roțile. Care e legătura cu ce? Un tulburător primit de la Cornel din Bătoșani. Ia. Bună, era să câștig 18 milioane de euro acum vreo 4 ani. Am jucat la 6 din 49 numerele care ieșiseră la tragerea precedentă. Am citit rezultatele tragerii în monitorul de Bătoșani. Șoc, pulsul 150. Exact cele 6 numere ieșiseră la un câștig fabulos. Jumătate de oră am privit ziarul până când văd că scrie report 18 milioane de euro, era valoarea în lei. Ceea ce era anormal. Cum să fie report dacă omul câștigase? Dă o fugă la prima agenție și văd că se extraseseră alte numere. Cei de la ziar au publicat din greșeală numerele de la tragerea precedentă. Mamă, nasoala asta, rău de tot. Nelu e cu noi, bună dimineața, Nelu. Neața. Salut! Bună dimineața! Bună! Dacă ar da norocul ăsta... Tot așa, zic că poate mi-a schimbat mașina, cu toate că am cumpărat-o de curând, una. Dar cea mai mare parte din bani aș pune la bancă și aș face călătorii dând dobinzi. Mm-hmm. Bravo! Da, da. Ești pe ca inflația. Nimic riscant. Ți-i roade inflația, dobinzile bancare sunt întotdeauna sub inflație. La 20 de milioane poate să roadă. Cât poate să roadă? Andrei, bună dimineața! Are de rost! Clay, bună dimineața! Bună! Neața. Băi, dacă ar da norocul peste mine să câștig 20 de milioane, mm-hmm, aș lua un teren în București,
Da. Aș construi cât aș obține autorizație maximă acolo, 2 etaje, 3, 4, 5. L-aș băga pe tot în chirie, după care mă duc direct la bancă, iau credit ipotecar pe clădire, poate mai mult de 20 de milioane sau de cât am investit. Și mai faci una și tot așa. Nu, și banii aia cheltui, mă distrez, iar dovadă, iar rata la bancă se plătește din chiriaș. Plătește din chirie, da, dar... rămân și cu proprietate. Da, dar să știi că investițiile astea în imobiliare nu sunt atât de ușoare. Adică chiriașii trebuie să te gândești că nu îi ai tot timpul, clădirea se uzează, trebuie făcute reparații, trebuie administrată. Și tu îmbătrânești. Eu zic că e stricat acum omului visul. Vezi că domnul Ciolacu a pus un impozit, înțeleg că s-a prorogat, că nu pot să n-au informațiile necesare de la primării, dar a pus un impozit special pentru clădiri mai scumpe. Deci e bătaie de cap. Da. Da. Mulțumim, mulțumim, Andrei. Florin, bună dimineața. Da, ce serios discutăm noi. Da. Salut, salut. Zi, Florin, te rog. Pentru mine mi se pare un challenge foarte mare, pentru că este o diferență uriașă între a gestiona un network de sub 100 de mii, cât ajungem pe timpul vieții să gestionăm în general, față de 20 de milioane. Și da, te ia cel capul. Mai important, cel mai important lucru este partea asta de a te educa. Exact. De a înțelege ce faci cu banii ăștia. Diversificarea, așa nume, faptul că depun într-un depozit la bancă, în vremurile astea bune avem 5% dobândă, 6, 7, da. Am avut și 8 în trecut, dar lucrurile astea variază foarte mult. Pentru că este adevărat, acum 10 ani, acum 10 ani, dacă medie, prindeai 1%, era mare lucru. Iar în medie poți să te uiți la bursa de acțiuni. Avem BVB, care a crescut foarte mult. Există mare potențial pentru România, pentru că ne ducem spre emerging market și așa mai departe. Uh-huh. Este dificil de a gestiona partea asta. Diversificarea cred că este cheia. Pe lângă depozit la bancă, investiții în acțiuni și ETF-uri și alte variante mai riscante sau mai puțin riscante. Și albești. Apetitul fiecăruia. Și știu că, de exemplu, s-a făcut un reportaj legat de cei care au câștigat în trecut la loto. Da, și care pierd bani. Era un faliment. Mm-hmm. Au pierdut banii foarte repede. Da. Pentru că li se pare că dacă e o sumă mare, atunci este interminabilă. Și brusc le cresc așteptările, intră într-o cursă a șobolanului care nu mai este cea de la un salariu la altul, ci brusc pe niște milioane de euro. Iar o variantă bună este de a nu te atinge de soldul principal, cât și un 5% este mult prea optimist, dar 1%, de exemplu, înseamnă vreo 16.000 de euro pe lună. Lucru care îți permite să faci destul de multe lucruri, leasing, rate și așa mai departe, mai degrabă decât de a plăti totul cu o dobândă alternativă care nu ar acoperi ceea ce îți generează suma asta. Eu cred că aș înnebuni dacă aș face toate calculele astea. Da, 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 serios. Nu mai bine, nu mai cheltuim nimic. Da, îi pun în sufragerie, în mijlocul sufrageriei. Tu zici că trăiești din, și lasă acolo. Tu zici că trăiești din dobânzi. Da, știi, brusc e o mașină mult mai frumoasă. Tu mergi cu mașinuța aia mică, dar știi, da, când te gândești că atât, dacă îți merge capul, nu trebuie. Ți-e fac vacanțele. Vacanțe, de ce da. Să mai zbor la economic? George, mai avem 20 de secunde. O să zbori la first. Bună dimineața. Salut. Zbor odată, s-a terminat. Ce se întâmplă? Da. Vorbim vorbe că nimeni n-a ajuns să intre în direct. Și doi, cunosc două cazuri, unul în Olanda, unul în România. 92 a câștigat, ce să spun, 800 de mii atunci, era 2000 și ceva de la ei salariu. Mm-hmm. Tipul nu era pregătit și a luat mașina toate neamurile, a luat mașina toți, inclusiv a divorțat, că e normal, așa, că era, da, cine era, cine mai era ca. Da, da, da. Bineînțeles. Da. În o țară din nord, se întâmplă ceva, nu dă câștigul. Efectiv, nu dă câștigul după 3 luni de zile, dacă tu ai trecut testele, stai cu psiholog. Abia atunci probabil că îți dau banii. Mulțumim tare mult. La asta cu loto, cel mai mult îmi place ăla cu el care vine acasă, deschide ușa și strigă: iubito, am câștigat la loto, fă-ți bagajele! Entuziasmă, unde mergem, iubitule? Eu nu merg nicăieri. Ești foarte bun azi. Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.